Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfânta Sofia din municipiul Giurgiu și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să se implice în continuare la finalizarea lucrărilor noului locaș de cult. Aveți o șansă unică să fiți titori aici și să ajutați ca această biserică să se finalizeze. Este omagiul pe care fiecare dintre noi, indiferent că suntem clerici, de treaba pe care ne-am aflat, sau mireni, familiști, trebuie să învățăm din exemplul martirului Brâncoveanu, care a fost cel mai mare bărbat de stat, un om matur, un om demn, un om care a lăsat titoriile acestea brâncovenești, mănăstiri și biserici peste tot, înzestrate, care poartă numele arhitecturii brâncovenești, un stil pe care el și soția Marica Doamna l-au creat. Nu mi-am imaginat vreodată că într-un cartier atât de restrâns, să spunem, al tineretului, să se ridice o așa bijuterie arhitectonică. Este meritul nu doar al autorităților și al titorului, ci și al dumneavoastră care umpleți biserica zi de zi. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un diacon pe seama noii catedrale episcopale din Giurgiu. Astăzi, la sărbătoarea Sfinților Martirii Brâncoveni, ocrotitorii parohiei noastre, am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru pe preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, care, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească. Pentru bucuria credincioșilor, au fost aduse spre închinare moaștele Sfântului Ioan Rusu de la Mănăstirea Sfântului Ioan Rusu din Slobozia, icoana de la Letca Nouă a Maicii Domnului, moaștele Sfântului Ioan Maximovici și moaștele Sfintei Mari Muciniței Caterina. Ridicarea locașului de cult a fost posibilă prin implicarea credincioșilor și autorităților locale. Am speranța că acest locaș de cult va atrage oamenii care sunt în zona respectivă, care viețuiesc în această zonă, îi va apropia de biserică, îi va apropia de Hristos. Hramul Sfinților Martiri Brâncoveni în Giurgiu reprezintă o pildă pentru toți cei care trebuie să își trăiască viața întru Hristos, aidoma patronilor spirituali a acestui sfânt lăcaș. Construirea acestei biserici în acest cartier era strict necesară. Este un cartier ridicat înainte de 89, printre poate cel mai populat și bineînțeles că în acea vreme nu se făceau și biserici. Piatra de temelie a Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfânta Sofia din municipiul Giurgiu a fost sfințită în anul 2008. În prezent se lucrează la realizarea picturii interioare a locașului de cult.